Carne pentru toate buzunarele. Comercianții spun că au menținut prețurile la nivelul celor de anul trecut. Veți mai scumpi prețul? Nu. Nici ei direct, deci abatorul nu scumpește. Abatorul, că vede că nu are ce să cumpere și obligatoriu, că nici noi nu vrem să luăm scump, ca să după aia trebuie să ridicăm prețul, dacă e scump. Și așa mai bine lăsăm, ne înțelegem cu ei, băi, lăsați mai jos ca să trăim și noi și trăim și voi, nu să ridicați prețul acum și după sărbători veniți și vă rugați de oameni să vă iau un kilogram de carne. Ori menținem așa cum este, poate și mai jos, s-ar putea și mai jos să fie, cred că săptămâna viitoare și mai jos prețul. Prețurile sunt ca și anul trecut și ca acum 3 ani, sunt la fel. Avem la pulpă 20, avem la pulpă de spate 15, avem la piept 17, tot pulpă 18, muș 22, ceafă 22, antricot 18. Se mai scumpesc? Pentru șunculiță 12. Zic, le mai scumpiți? Nu ne-a anunțat nimica, nici o scumpire. Nu e în funcție de noi, deci e în funcție de abatoare. Da, nu e în funcție de noi, dar nu ne-a anunțat nicio scumpire. În prezent, pentru un kilogram de pulpă, vasluienii scot din buzunar 20 de lei, pentru pulpa de spate 15 lei kilogramul, pentru piept 17 lei kilogramul, mușchi 22 de lei kilogramul, ceafă 22 de lei kilogramul și antricot 18 lei kilogramul. Paradoxal, comercianții spun că în acest an carnea ar trebui să fie mai ieftină decât în anii anteriori. Suprapus de marfă, plus la crescătorii, la abatori și la... au marfă, n-au ce face cu ea. Și mergi să roagă prin piețe, prin târguri, ca să cumpere marfă. Nu au cui să o dea, pur și simplu, abatorii nu au cui să o dea. Și ar trebui să lasă mai jos, ei nu prea o înțeleg, dar până la urmă o să înțeleagă. Cei care cumpără carne de porc se interesează și de carne de vită pentru cârnați.